O autobasculantă încărcată cu pietriș s-a răsturnat miercuri dimineața la Frasin. Autovehiculul a trecut peste trotuar și s-a oprit în peretele unei case de locuit. Doar șoferul, conștient și cooperant, a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportat la spital. În zona au intervenit pompierii militari cu auto specială cu accesorii pentru descarcerare împreună cu un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.